Salut, bine v-am găsit la un nou joc pe canal. De data asta vom merge la pescuit și știu că am mai jucat ceva de genul ăsta, dar era complet diferit. Trebuia să pescuiești undeva pe gheață. De data asta mergem în natură și va trebui să pescuim. Vedeți, aici avem tot felul de pești disponibile aici. Mai avem încă o hartă unde putem găsi o grămadă de alți pești, dar asta e de level 9. Deci o să jucăm prima dată aici. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă o să vreți să mai facem și alte episoade. Asta mi se pare un joc destul de tare. Nu s-a lansat încă, abia ce e Kickstarter demo, deci jocul este pe Kickstarter, dar vedeți și voi, din primele momente arată absolut superb, adică nu are foarte mult, adică nu au realizat foarte multe zone, dar ce au realizat până acum mi se pare că arată incredibil. Bun, hai să aruncăm și noi undița. Așa, și hai să vedem dacă reușim și noi să strângem acolo peste 5.000 de like-uri la episodul ăsta, aș aprecia foarte mult, dar să vedem. Deci am aruncat undița, da? Și acum avem mai multe variante, putem să tragem de ea, putem să facem așa, dar ce mi se pare și mai tare e faptul că pot să văd exact unde s-a dus în apă, cârligul. Și acum tot ce trebuie să fac este să trag de chestiuța asta, uite așa, să mă prefac că sunt un pește. Să încerc să-i fraierez pe ceilalți pești să muște, înțelegeți? Și la un moment dat, dacă ai noroc, un pește va veni și îți va mușca de cârlig. Și tu va trebui să-l tragi, bine, e o întreagă tactică aici, la felul în care trebuie să tragi cârligul și tot felul de chestii de genul ăsta. Eu pot mereu să mă uit în partea asta, pe camera asta altă, și să văd exact cum l-am pus. Bă, văd un pește care se îndreaptă exact spre cârlig. Încerc să-l țin drept, ca să muște și a mușcat! Trebuie să-l trag, trebuie să-l trag, trage-l. Trebuie să-i tragi și să-l obosești. Trebuie să obosești peștele, ți-ai înțeles? Deci noi acum obosim peștele, fiți atenți. Fiți atenți, așa se obosește peștele. Trebuie să-i tragi. Și nu trebuie să ajungă la roșu, înțelegeți? Dacă ai ajuns la roșu, înseamnă că îți rupe struna, parcă îi zice, nu mai știu exact cum îi zice. Nu sunt pescar profesionist sau ceva de genul ăsta, bă, dar îmi place, e interesant să pescuiești. Și întotdeauna am fost fascinat de chestia asta. Țin minte și pe vremuri că vorbeam cu Pink că o să mergem noi la pescuit și nu știu ce. Și a rămas o chestie de genul ăsta tot timpul când, de exemplu, se întâmpla să, nu știu, ori nu posta el un episod sau ceva de genul ăsta, era vorba aia cu te-ai dus cu Ping la pescuit. Nu știu care mai ține minte chestia aia, dar acum eu obosesc peștele, înțelegeți? Adică eu, dacă vreți să vedeți ce face peștele, iată-l. Și începe să obosească, ușor, ușor o să înceapă să obosească. Și după ce a obosit, noi putem să-l tragem și mai aproape, și mai aproape. Nu o să poată să-l ajute alt pește. Nu se ajută între ei. Nu sunt niște pești uniți. Dar vedeți, începem să-l tragem din ce în ce mai aproape, da? Avem 38 de metri. E forțos și e și mare asta. E și mare, am prins unul mare. Dar dacă reușim. Trebuie să nu se ducă în roșu, trebuie să nu se ducă în roșu. Hai, ușurel, ușurel. Uite așa, trage-l din aproape în aproape. Mai ridici undița așa, ocazional. Să-mi spuneți în comentarii dacă sunteți unii dintre voi care chiar ați mers la pescuit vreodată, în viața voastră. Eu personal, bă, chiar nu țin minte să fi fost. Posibil când eram mic să mă fi luat taică-miu sau ceva de genul ăsta, dar nu mai țin minte, frate. Chiar nu mai țin minte, dar uite, chiar mi-ar face plăcere să văd odată un pescar adevărat, știi cum pescuiește. Eu, bineînțeles, pescuiesc într-un joc. E complet diferit față de ce face un om în viața reală, știi? Cum se pescuiește în viața reală. Dar o să încerc să prind peștele ăsta ca să vă arăt felul în care se pescuiește. Așa, bine, ai foarte multe setări pe care le poți face. Hai că vine peștele. Hai că vine peștele, ușor, ușor. Ușor, ușor, trage-l, trage-l. Și o să vă arăt că puteți să vă cumpărați alte undițe, alte de-astea de momeală, tot felul de chestii, în funcție de peștele pe care vrei să-l prinzi. Știi, contează foarte mult chestia asta. Haide, haide, nu rupe undița, struna sau cum îi zice. Hai, ușor, ușor. Și l-am prins, iată, peștișorul, un cutthroat trout. 0,51 kg. Avem acum abilitatea să-l vindem sau să-i dăm drumul din nou în apă. Acum ce vrem noi. Acest pește îmi va da plus 8 experiență și îmi dă doar 5 dolari, așa că o să-i dau drumul înapoi în apă. Și vreau să vă arăt dacă mergem noi la opțiuni. Fiți atenți ce variante avem aici. Avem așa rod, aici putem să ne cumpărăm altă undiță, line, să ne cumpărăm altă strună, float, chestii de aia de plutit. Chestia asta nici nu cred că am setat. Adică, poți să vezi cum arată, dar eu nici măcar nu cred că mi-am cumpărat-o. Asta, hook, ce fel de cârlig să folosești. Eu până acum am pescuit doar cu ăsta, dar uite, dacă vreau pot să-i dau bai și să-mi pun altfel de cârlig.
Bine, nu cred că ăsta era. Eu cred că am un fel de wobbler. Cred că dacă îl cumpăr pe ăsta equip, da, uite, vezi, acum pot să am două mini cârlige. Și asta e menită să fraierească peștii, să creadă că ăsta e un pește și să încerce să-l muște. Ai și varianta, dacă vrei, să folosești, de exemplu, momeală vie, cum ar veni râme, chestii de genul ăsta, dar asta e pur și simplu strict cum îți dorești tu. Eu cred că pe asta am luat-o, eu am luat-o pe cea mai scumpă, dar poți să-ți cumperi ce vrei tu. Aici la pești, avem ce fel de pești trăiesc în acest lac, observați și voi. Dorado e un predator, ăsta e mărișor, ăsta dacă mi-ar mușca din asta, cred că ar trebui să am o frânghie foarte puternică care să-l țină. Aici avem leaderboard care, bineînțeles, mă așteptam să nu funcționeze, dar aparent chiar funcționează. Și ăștia sunt oamenii care s-au jucat deja demo-ul acesta. Foarte tare până aici. Vedeți, mi-am schimbat cârligul. Așa, grafica, din nou, trebuie să recunosc că arată super. Dar hai să mergem un piculeț mai încolo. Și am văzut că în zona asta, pe aici, pe undeva, aici sunt pești cei mai mulți. Jocul trebuie să realizați faptul că este un simulator. Adică se bazează foarte mult pe realism. Și o să fie foarte... Adică uneori nu o să prinzi nimic. Trebuie să te aștepți la chestia asta. Tot așa nu pot să pun. Baits, râme. Și vreau să-mi pun una, două, trei. Trei râme. Ok. Bun. Și acum dacă îi dăm resume, uitați râmele. Le-am pus acolo. Avem și cârligul setat. Și avem o chestie care plutește. Deci cu râme s-ar putea să avem mai mult noroc. Suntem la 22 de metri. Pentru că înțelegeți care e șmecheria, nu? Rămâne cumva deasupra chestia aia mereu, nu se duce pe jos. Dar dacă asta cred că e mai de apă mai puțin adâncă, pentru că aici, de exemplu, eu nu prea văd pești. Așa, niște păsărele. Nu prea văd pești așa de apropiați. Oh, stai că e curios unul. E curios. Ia, ce zici, prietene? Ce zici, prietene? Eu zic că merită. Merită, ia. Bagă mare. Fish escaped, strike too fast. Mamă, deci trebuie să... M-am prins. Fiți atenți. Trebuie să-l lași să mănânce și după aia îl tragi, cumva. Foarte interesantă chestia asta. E curios ăsta. Ia, e curios. Mănâncă. Și... trage-l! L-am prins? Ha, te-am prins, prietene, ce-ai făcut? Uite-mă că mergi și cu momeală de asta. Și ăsta e mai mare. Dacă aș reuși să-l prind pe ăsta, ar fi o mare victorie, să zic. Dar e foarte greu de prins. Voi știți cât de mult mă chinui acum să-l țin să nu fugă? Și s-ar putea să-mi rupă struna asta. Că nu știu cât de bună e. No, se duce în roșu, Mamă, e prea puternic. E prea puternic acest pește. Nu te du în roșu. Hai că obosește până la urmă. Orice pește o să obosească, dar ideea este cât de mult o să obosească și când. Că vezi că deja s-a dus la 36 de metri. Încerc să-l țin din scurt. Hai, trage-l. Nu lăsa. Dă-i. Hai, 39 de metri. Trage-l. Deci trebuie să nu las să ajungă... Uite, că a obosit. Acum e momentul să-l tragem cât de tare putem. Dă-i. Uite așa, îl mai ridicăm puțin în sus. Să nu ajungă la roșu, știi? Dacă nu ajunge la roșu, e în regulă. Trage-l. Nu rupe. Așa. Dă-i. Bun. Începe să pună... În momentul în care se duce pe roșu, începe să depună și el forță. Ca să nu vină, știi? Și atunci tu trebuie să-l tragi. Mamă, cât de mare e ăsta! 2,66 kg! Doamne, brown trout! Cât de șmecher! Bă, nu știu, jocul ăsta mi se pare foarte, foarte tare. Deci v-am zis, dacă vă place și vouă, nu uitați să lăsați acolo un like. Și cred că o să mai facem. Adică... Sper cel puțin să vă placă. Nu e chiar jocul... Adică e ceva diferit. Dar mie îmi place să vă duc chestii un pic mai diferite pe canal. Pe ăsta putem să-l vindem cu 27 de dolari. Cred că o să-l vând. Hai să-l vindem. L-am vândut pe ăsta. Și acum hai să vă arăt cum arată și zona cealaltă. Și am ajuns. Wow. Wow, cât de frumos e aici. Poți să mergi, poți să... plouă. Ok, vremea e random. Deci posibil să fie ploaie, posibil să fie vânt. Trebuie să ții cont de chestiile astea. Iar noi, acum bineînțeles că o să putem să trecem pe aici. Uite așa.
Mergem pe podulețul ăsta, pe ponton. Și ajungem. Adică puteam să pescuiesc și de acolo, știi, de pe mal, dar poți să te duci pe aici, vezi ce fel de pești sunt. Și dacă ești level suficient de mare, te lasă să mergi cu barca. Ah, sunt aparent. Mergem cu bărcuța, ce șmecher. Hai că îi dăm bătăiță. Nu mă așteptam să mă lase să merg cu barca deja. Oh, vezi, barca are radar. Mi-a arătat că sunt niște pești, sunt niște pești în zona asta. Vedeți? Oprește-te. Ah, de ce? Stai, m-a oprit. Uite mă câți pești mi-arată în zona aia. Dar cum fac să ies? Starfish, așa. Te pui pe margine. Și acum arunci așa. Bam. Și poți să vezi ce e în apă. Bine, cu râma mea nu cred că o să prind ceva, sincer să fiu. Având în vedere că asta e o apă mai adâncă, cred că îmi trebuie ceva mai, nu știu, altfel de momeală, oricum, știi? Dar hai să-mi iau asta. Pot să-i dau din nou să merg? Putem să ne urcăm, să ne ducem unde vrem noi. Ne urcăm la bord și dăm bătaie și ne mutăm în altă zonă. Bă, dar asta e chiar mișto. Adică băieții ăștia chiar au făcut un simulator pe bune, frate, pe bune. Și mergem cu bărcuța noastră. E iurea că plouă, dar e random și e un fel de ploaie cu soare. Trebuie să te uiți unde sunt peștii. Ia să vedem în zona asta ceva. You're leaving fishery. Ah, plec din zonă. Deci n-ai voie foarte mult, știi? N-ai voie. Pentru că e demo momentan, e un fel de pre-alpha. Să vedem cum ar arăta jocul. Întoarcem. Și trebuie să mă poziționez, uite, în zona asta aici sunt pești. Bineînțeles că eu cu barca o să-i sperii. Dar uite, vedeți radarul de acolo de sus? În zona asta. Și acum dacă mă opresc, hai să-mi schimb și eu ăsta. Hai să-mi pun, de exemplu, ăsta scoatem, ăsta-l scoatem și vreau să-mi pun unul de la normal. Ăsta, equip. Pur și simplu să-l arunc în apă și să vedem cât de adâncă e zona asta, de curiozitate. Opa. 29 de metri. Aha, ceva de genul ăsta arată sub apă. Să văd și eu vreun pește pe aici? E pe radar, îi vedem, dar nu știu, zona asta e un pic diferită. Uite-l, uite-l, uite un pește. Și o să-i fac să muște. Trebuie să fac să muște de... din momeală. Bineînțeles, trebuie să vezi ce fel de pești sunt. Unii pești acceptă momeală de genul ăla, alții altă momeală. Adică e o strategie la mijloc, trebuie să ai oarecare strategie, dar v-am zis, o să mai pescuim dacă vreți în zona asta în episodul următor, dacă o să mai fie un episod următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!